În speranța unor rezultate cât mai bune la bacalaureat, foarte mulți părinți sunt nevoiți să apeleze la meditații pentru copiilor, contracost, desigur, și deloc puțin. În Giurgiu, 2 ore de meditații ajung să coste și 50 de lei, dar prețurile pot varia în funcție de experiența cadrului didactic. Sunt însă elevii căror părinți nu își permit aceste sume, iar la ei s-a gândit deputatul de Giurgiu, Nicolae Florian, care, cu sprijinul a 2 profesori care predau limba română și matematică, oferă meditații gratuite la cabinetul parlamentar din cartier. M-am hotărât să inițiez acest proiect începând de săptămâna viitoare pentru meditații la matematică și la limba română, necesare pentru bacalaureat și mai departe pentru facultate. Meditațiile se vor acorda la cabinetul deputatului, la sala de ședințe. Trebuie să sprijinim tinerii din Giurgiu, în special pe cei care nu au posibilități să meargă la meditații, și atunci trebuie să le oferim gratuitate și, de ce nu, să le oferim și un grad de confort din punct de vedere al pregătirii la bacalaureat. Meditațiile la română și matematică vor avea loc în fiecare joi între orele 17-19 și vor fi asigurate de către profesorii Alina Meclea și Romeo Miloșevici. Cei interesați pot solicita mai multe informații la cabinetul parlamentarului Nicolae Florian, situat în incinta societății Nova Force din cartierul Tineretului.